Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, sfinte tare, sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi, păcătoșii robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, căci Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului,
văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și în trunul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Până când, Doamne, mă vei uita? Până în sfârșit? Până când vei întoarce fața Ta de la mine? Până când voi îngrămădi gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noapte? Se întreba David, prorocul, cuprins de tulburare. Dar când sufletul său s-a veselit de milele Tale, ți-a cântat cu dragoste și mulțumire: Aliluia! Știm că la nunta din Cana Galilei ai prefăcut apa în vin, prea dulce Iisus, și credem că așa poți schimba slăbiciunea noastră în putere, frica noastră în curaj, deznădejdea noastră în nădejde. Venim la Tine ca la singurul nostru ocrotitor, ca la singurul nostru sprijin. Cine ne va izbăvi de neputințele noastre, dacă nu o vei face Tu? Sau cine ne va da cele de trebuință? Numai Tu, Doamne, ești limanul nostru și la Tine căutăm alinare. Doamne, Cel ce ne înconjor cu iubire nemărginită, fie voia Ta, nu voia noastră. Doamne, Împăratul împăraților, fie voia Ta, nu voia noastră. Doamne, care ești răsăritul răsăriturilor, fie voia Ta, nu voia noastră. Doamne, nădejdea celor fără de nădejde, fie voia Ta, nu voia noastră. Doamne, mânghietorul sufletelor noastre, fie voia Ta, nu voia noastră. Doamne, înfrumusețătorul făpturilor, fie voia Ta, nu voia noastră. Doamne,
Cel ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, miluiește-ne pe noi, precum știi. Luați, fraților, ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare, pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Ne îndeamnă Sfântul Apostol Iacov, iar noi, urmând sfatul său, purtăm în cugetele noastre nu numai suferințele sfinților proroci, ci și pe ale tuturor sfinților care, gustând din paharul durerii, i-au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Știm neputințele și slăbiciunile noastre, dar știm și că stă în putere să ne întărești, așa cum l-ai întărit pe David când s-a luptat cu Goliat și cum i-ai întărit pe sfinții tăi în lupta cu puterile întunericului. Pentru aceasta ne rugăm ție, Doamne, precum i-ai păzit pe cei trei tineri în cuptorul cel de foc, păzește-ne și pe noi. Doamne, ocrotește-ne așa cum l-ai ocrotit pe prorocul Daniil când se afla în groapa cu lei. Doamne, care în ghearele încercării i-ai fost acoperitor Sfântului Apostol Pavel, acoperă-ne cu harul Tău. Doamne, dă-ne puțin din puterea pe care ai dat-o tânărului mucenic Nestor când l-a biruit pe puternicul Lie. Doamne, învață-ne să râvnim la răbdarea Sfântului Alexie, cel numit omului Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să-i cinstim și să-i urmăm pe sfinți pe care nimic nu i-a putut despărți de dragostea Ta. Doamne, Cel ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi. Știm cuvântul Evangheliei că cel ce va răbda până la sfârșit, acela se va mântui. Și ne temem să nu pierim din pricina nerăbdării noastre. O, dacă am avea mucenicească răbdare, atunci ar fi primită de Dumnezeu ca o tămâie cu bun miros și s-ar înălța la ceruri ca un tainic. Aliluia! Decât să ne plângem că suferim cum nu a mai suferit nimeni vreodată, mai bine ne-am aduce aminte de dreptul Iov. Bunătăți felurite a avut și pe toate le-a pierdut, dar pentru că nu l-a hulit pe Dumnezeu, s-a învrednicit de binecuvântarea Sa și a primit la urmă mai multe decât avea la început. Ajută-ne să ne împărtășim de răbdarea Sa, Doamne. Cel ce ai fost răstignit pe cruce pentru mântuirea noastră, și să ne împărtășim și de binecuvântările Tale. Doamne, nădejdea celor fără de nădejde, miluiește-ne! Doamne, dătătorul celor ce cer, dăruiește-ne darul răbdării! Doamne, îmbrăcămintea săracilor, îmbracă-ne cu răbdarea dreptului Iov! Doamne, folositorul văduvelor, înțelepțește-ne ca să nu mai cădem în deznădejde. Doamne, apărătorul celor lipsiți, învață-ne
să-ți cerem ajutorul. Doamne, deschizătorul celor ce bat, deschide-ne nouă ușa binecuvântărilor tale. Doamne, cel ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi. Grijile ne apasă și ne tulbură, îndepărtându-ne mintea de la Dumnezeu, și sufletele noastre nu găsesc alinare. Nu este cu putință să scăpăm de tirania lor dacă nu ne vom îndrepta nădejdea spre Domnul, Cel ce așteaptă să primească de la noi cântarea Aliluia! Nu vă îngrijiți de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei. Așa ne-ai povățuit Tu, prea bunule Doamne Iisuse, dar noi nu am urmat acest cuvânt, ci fiind plini de mândrie, ne-am pus nădejdea în lucrul mâinilor noastre. Dar acum, rușinați fiind și lipsiți de cele de trebuință, cădem cu umilință la ajutorul Tău, nădăjduind că vei ierta greșeala noastră. Doamne, vezi lipsurile noastre și dăruiește-ne toate cele de trebuință. Doamne, întărește-ne să putem răbda încercările prin care ai îngăduit să trecem. Doamne, dăruiește-le celor lipsiți de hrană să se îndestuleze de milele Tale. Doamne, care ai înmulțit pâinile și peștii în pustie, înmulțește darurile cu care binecuvintezi familiile nevoiașe. Doamne, ajută-ne să nu ne lipsim inimile de bunătățile lumești. Doamne, luminează-ne gândurile ca să nu mai râvnim ceea ce nu ne este de folos. Doamne, Cel ce toate le rânduiesc spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi. Știindu-ne în vreme de boală, cârtitori precum de demult iudeii în pustie, te rugăm cu zdrobire de inimă să alungi de la noi această neputință și să ne dai putere, ca oricât de mari ar fi suferințele noastre, să-ți cântăm Aliluia! Toți vom muri, toți vom părăsi această lume în care cunoaștem durerea și boala. Să înțelegem durerile trupești ca pe oglindirea suferinței veșnice și ca un bolt pentru a cere dumnezeiasca milostivire. Doamne, vindecătorul bolnavilor, vindecă durerile noastre. Doamne, dăruiește răbdare celor aflați în suferințe sufletești și trupești. Doamne, tămăduiește pe cei cărora le este de folos aceasta. Doamne, întărește-i pe cei biruiți de suferințe de tot felul. Doamne, pune în inimile celor bolnavi nădejdea veșnicei bucurii. Doamne, povățuiește-i pe cei care suferă să se teamă de veșnica suferință și să se pocăiască. Doamne, Cel ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră,
mântuiește-ne precum știi. Ne temem de cutremur, ne temem de sabie, dar nu ne temem de focul cel nestins și de celelalte chinuri veșnice care ne așteaptă dacă ne lăsăm prinși în lanțurile patimilor și în cursele vrăjmașului și dacă uităm să-i cântăm celui ce stăpânește întreaga lume. Aliluia! Credem, Hristoase, că sunt adevărate minunile pe care le mărturisește Evanghelia, prin care ai fost grabnic ajutător celor aflați în necazuri de tot felul și știm că izvorul lor nu a secat, ci curge până în zilele noastre. Alergăm la ajutorul Tău, nădăjduind că nu vei trece cu vederea cererile noastre, ci vei rândui toate spre folosul nostru. Doamne, alungă de la sufletele noastre zadarnica tulburare și dăruiește-ne să gustăm liniștea. Doamne, apără toate așezările creștine și pe cei ce locuiesc în trânsele. Doamne, păzește-ne de cutremur, de potop, de foc și de celelalte necazuri. Doamne, păzește-ne de căderea în păcat, pe noi și pe cei pentru care ne rugăm Ție. Doamne, dăruiește-ne sfârșit creștinesc, ferindu-ne de moartea năpraznică. Doamne, izbăvește-ne de focul cel nestins și de chinurile care îi așteaptă pe păcătoșii care nu se pocăiesc. Doamne, Cel ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi. Degeaba îl rugăm pe Dumnezeu să ne dăruiască pace, degeaba îl rugăm să ne păzească de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, dacă mergând pe drumul pierzării nu vrem să pricepem că El vede toate faptele noastre și nici nu vrem să ne pocăim, ci doar îi cântăm Aliluia! Izbăvește-ne, Doamne, de toată răutatea oamenilor și dă-ne putere să ne rugăm pentru cei care ne prigonesc. Picură în inimile noastre o picătură din dragostea Ta, a celui ce Te-a rugat pentru cei ce Te-au răstignit, ca să putem plini porunca iubirii de vrăjmaș. Doamne, împacă-i pe cei ce se vrăjmășesc, făcându-se unelte ale diavolului. Doamne, învață-ne să ne iertăm unii pe alții și să uităm răul care ni s-a făcut. Doamne, alungă de la noi duhul mâniei și picură în inimile noastre iubirea pentru cei ce ne dușmănesc. Doamne, întoarce răul în bine spre slava numelui Tău. Doamne, iartă-i pe toți cei care ne-au greșit, cu știință sau fără de știință. Doamne, umple cu dragostea Ta inimile celor apăsați de singurătate, care nu găsesc înțelegere la oameni.
Doamne, Cel ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi. Mielușaua Ta, Iisuse, Sfânta Iustina, Fecioara, simțind săgețile vrăjmașului, năpustindu-se asupra ei, nu s-a biruit de deznădejde, ci însemnându-se cu credință, cu semnul crucii, agonit de la ea puterile întunericului, izbăvindu-i pe cei ispitiți de diavol, să-i cânte izbăvitorului celor slabi. Aliluia! Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău, pe toți cei care se roagă Ție. Doamne, izbăvește-ne din toate cursele întinse de necuratul diavol. Doamne, nu îngădui să fim batjocoriți de urâtorul de oameni. Doamne, ai milă de cei care suferă din lucrare drăcească. Doamne, fă neputincioase farmecele care sunt îndreptate asupra robilor Tăi. Doamne, împiedică-i pe creștini să caute ajutor la vrăjitori, la fermecătoare sau la doctori închipuiți. Doamne, dă putere celor care în ispite se însemnează cu semnul Sfintei Cruci. Doamne, Cel ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi. Se aude încă glasul înainte mergătorului: pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor. Să părăsim iubirea de sine, să părăsim desfătările lumești și să alergăm la doctorul care tămăduiește sufletele, cântându-i cu umilință: Aliluia! Doamne Iisuse Hristoase, noianul păcatelor noastre ne apasă și zăcem ca bolnavul de la scăldătoarea Siloamului, neavând putere să intrăm în scăldătoarea pocăinței. Ajută-ne Tu, milostive Doamne, să primim curajul de a părăsi și de a urî păcatul, de a alerga la scaunul spovedaniei și de a ne mărturisi prea multele noastre păcate. Doamne, care nu Te-ai scârbit de păcătoasa care Ți-a sărutat picioarele, milostiv fii nouă păcătoșilor. Doamne, oricât de mare ar fi căderile noastre, ajută-ne să ne ridicăm. Doamne, nu știm să ne pocăim de nu ne Vei trimite gândul cel bun. Doamne, alungă-L de la noi pe vrăjmașul care ne oprește să ne spovedim cu zdrobire de inimă. Doamne, iartă-ne toate păcatele făcute cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, cu voie sau fără de voie. Doamne, învață-ne să punem început bun mântuirii. Doamne, Cel ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi. Ca o desfrânată, lumea aceasta
Ne ispitește să părăsim calea cea strâmtă și să îmbrățișăm trecătoarele desfătări. Noi însă te rugăm să ne dăruiești darurile Duhului Sfânt, Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerii, Duhul sfatului, Duhul puterii, Duhul cunoștinței, Duhul temerii de Dumnezeu și Duhul bunei credințe, ca stând neclintiți în fața ispitelor, să-ți înălțăm cântarea Aliluia. Cei care ascultă poruncile Evangheliei vor auzi din gura ta, Doamne, cuvânt de bucurie. Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat. Veniți, binecuvântați, Părintelui meu, nemoșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Învață-ne să facem faptele credinței, Doamne. Învață-ne să trăim plin de dragoste pentru ceilalți, ca să avem nădejde de mântuire. Doamne, dăruiește-ne ca să te iubim din toată inima și din tot cugetul nostru. Doamne, dăruiește-ne ca să ne iubim aproapele cu dragoste jertfelnică. Doamne, care ai spălat picioarele ucenicilor tăi, învață-ne să slujim aproapelui nostru ori de câte ori este nevoie. Doamne, Tu care ești samarinianul milostiv, ajută-ne să îngrijim rănile semenilor noștri. Doamne, luminează-ne ca în cei pe care îi ajutăm, flămânzi, goi sau bolnavi, să te vedem pe tine. Doamne, dă-ne puterea de a nu șovăi să împlinim poruncile tale. Doamne, cel ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi. A început războiul, se aude trâmbița care ne cheamă la luptă, care ne cheamă să părăsim lenevia cea pierzătoare de suflet și să ne înarmăm cu sabia Duhului, cu coiful mântuirii și cu pavăza credinței, luptând până la sânge împotriva patimilor și a poftelor, cântând cântarea Aliluia. Ori de câte ori cădem în luptă, să ne ridicăm de grabă, ca să nu se primejduiască sufletele noastre, să luptăm cu curaj și cu nădejde, fără să ne plângem că rănile noastre sunt prea adânci, căci împăratul nostru le vede și le va tămădui cu multă pricepere. Doamne, ajută-ne să sporim în rugăciune. Doamne, povățuiește-ne să ducem o viață smerită, lepădând gândurile de mândrie. Doamne, dă-ne să iubim nevoința și să disprețuim desfătările pătimașe. Doamne, luminează-ne și sfințește-ne ca să păstrăm și să mărturisim dreapta credință. Doamne, dăruiește-ne să trăim ca ființe lepți ai bisericii tale. Doamne, nu îngădui să părăsim predanile părinților și să ne lipim inimile de învățături rătăcite.
Doamne, Cel ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi. Iată acum vreme potrivită, iată acum ziua mântuirii, ne spune Marele Pavel, apostolul neamurilor, apostolul care strigă cu glas mare către creștini să nu aștepte vremuri de liniște și odihnă pentru a dobândi mântuirea, ci în mijlocul încercărilor să-i cânte lui Dumnezeu, Aliluia! Nu suntem singuri în fața ispitelor, ci suntem ocrotiți de prea sfânta născătoare de Dumnezeu, de soborul sfinților și de cetele îngerești. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate milele Tale cele arătate și pentru cele ascunse, și Te rugăm să ne îndrum pașii pe calea mântuirii, pe calea care duce în curțile Raiului. Doamne, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, mântuiește-ne precum știi. Doamne, pentru rugăciunile tuturor cuvioșilor părinți și ale cuvioaselor maici, ale sfinților știuți și neștiuți, mântuiește-ne precum știi. Doamne, pentru rugăciunile sfinților îngeri pe care de la botez ai trimis să ne ocrotească, mântuiește-ne precum știi. Doamne, pentru rugăciunile tuturor cetelor îngerești, mântuiește-ne precum știi. Doamne, pentru rugăciunile ierarhilor, preoților și ale celor care ne pomenesc, mântuiește-ne precum știi. Doamne, pentru rugăciunile care se înalță în sfânta noastră biserică, mântuiește-ne precum știi. Doamne, Cel ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, mântuiește-ne precum știi. O, nu suntem vrednici de milele Tale, Fiule al lui Dumnezeu Hristoase, dar îndrăznim să Te rugăm să primești și puțina noastră rugăciune, precum ai primit oarecând cei doi bani ai văduvei, și să alungi de la noi tulburarea care ne-a cuprins, ca să-ți putem cânta cu inimă smerită, Aliluia! O, nu suntem vrednici de milele Tale, Fiule al lui Dumnezeu Hristoase, dar îndrăznim să Te rugăm să primești și puțina noastră rugăciune, precum ai primit oarecând cei doi bani ai văduvei, și să alungi de la noi tulburarea care ne-a cuprins, ca să-ți putem cânta cu inimă smerită, Aliluia! O, nu suntem vrednici de milele Tale, Fiule al lui Dumnezeu Hristoase, dar îndrăznim să Te rugăm să primești și puțina noastră rugăciune, precum ai primit oarecând cei doi bani ai văduvei, și să alungi de la noi tulburarea care ne-a cuprins, ca să-ți putem cânta cu inimă smerită, Aliluia! Știm că la nunta din Cana Galilei ai prefăcut apa în vin, prea dulce Iisus, și credem că așa poți schimba slăbiciunea noastră în putere, frica noastră în curaj,
deznădejdea noastră în nădejde. Venim la Tine ca la singurul nostru ocrotitor, ca la singurul nostru sprijin. Cine ne va izbăvi de neputințele noastre, dacă nu o vei face Tu? Sau cine ne va da cele de trebuință? Numai Tu, Doamne, ești limanul nostru și la Tine căutăm alinar. Doamne, Cel ce ne înconjor cu iubire nemărginită, fie voia Ta, nu voia noastră. Doamne, Împăratul împăraților, fie voia Ta, nu voia noastră. Doamne, care ești răsăritul răsăriturilor, fie voia Ta, nu voia noastră. Doamne, nădejdea celor fără de nădejde, fie voia Ta, nu voia noastră. Doamne, mânghietorul sufletelor noastre, fie voia Ta, nu voia noastră. Doamne, înfrumusețătorul făpturilor, fie voia Ta, nu voia noastră. Doamne, Cel ce toate le rânduiești spre mântuirea noastră, miluiește-ne pe noi, precum știi. Până când, Doamne, mă vei uita, până în sfârșit, până când vei întoarce fața Ta de la mine, până când voi îngrămădi gânduri în sufletul meu, durere în inima mea ziua și noapte? Se întreba David, prorocul, cuprins de tulburare, dar când sufletul său s-a veselit de milele Tale, ți-a cântat cu dragoste și mulțumire: Aliluia! Doamne Iisuse Hristoase, viforul necazurilor se ridică asupra noastră și au intrat ape până la sufletele noastre, dar întru Tine este toată nădejdea noastră. Tu cunoști pricina răului care ne apasă. La Tine perii capetelor noastre sunt numărați. La Tine, deci, scăpăm și pe Tine Te rugăm să depărtezi de la noi orice rău pierzător de suflet și să ne ajuți a birui toate ispitele care ne învăluie, că Tu ești întărirea, scăparea și izbăvitorul nostru, Hristoase Dumnezeule, și Ție slavă Ți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.